SCM Argeșul Pitești a terminat vacanța, antrenorul Valentin Sinescu programând astăzi primul antrenament. Sinescu a pregătit în prima parte a sezonului echipa FCM Câmpina și speră să readucă Piteștiul în prim planul fotbalului românesc. Sper să fie un început de bun augur. Va fi un demers dificil, să știți. Nu putem să nu vădim realism. E totuși un proiect la început, cu o derulare puțin aparte, dar va trebui să trecem peste obstacolele care se vor ivi, pentru că vor fi destule. Și în plus, dincolo de ce înseamnă interiorul nostru, avem de adversari foarte puternici, Chindia Târgoviște și Fortuna Câmpina. Cu ce v-a convins echipa de aici? M-a convins cu dorința de performanță, v-am spus. Eu eram într-o locație unde aveam o situație, să spun, călduță, da, dar fără perspectivă, fără un nivel de aspirație care să-mi satisfacă mie doleanțele profesionale. Antrenorul piteștean consideră că lotul trebuie întărit cu 3-4 jucători experimentați. Pentru moment s-a renunțat la fundașul Botea, acesta nefiind prezent la antrenamentul de azi. O sinteză, consider că la momentul actual îmi trebuie un fundaș central și 2 mijlocași, jucători experimentați, dar la vârste propice pentru performanță, deci nu care să vizeze perspectiva, ci certitudini de moment, și jucători care să fie evoluat cel puțin la nivelul diviziei B și cu anume continuitate în activitate, deci chiar în anul încheiat recent să fi jucat aproape în mod constant la divizia B. Altfel nu se poate clădi, eu am mai spus-o, dar probabil ați reținut. Trebuie să prefigurăm puțin și perspectiva fericită a unei eventuale promovări. Atunci un alt implant, știu eu, de 3-4 jucători va fi suficient, necesar, dar suficient, pentru că deja grupul se va fi constituit și eu mizez foarte mult pe ceea ce înseamnă omogenitate, atât în exprimarea pe teren, cât și în afara lui.